Nu contează cât de mult ne afectează criza, nu renunțăm la brandurile de lux. În 2023, valoarea brandurilor de lux a scăzut mai încet decât cea a brandurilor globale. De exemplu, Louis Vuitton a urcat de pe locul 10 pe locul 8 în topul brands al celor mai valoroase 100 de branduri locale din lume. Brandul Hermes a ajuns între primele 20 clasate, prin urcarea de pe locul 27 pe 19, iar Chanel și-a păstrat poziția a 3-a în clasamentul menționat. În topul celor mai valoroase brand-uri din lume mai găsim Dior, Cartier, Rolex sau Prada. Criticul de mod Alin Gălățescu este invitatul meu de la această oră și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bine m-am găsit. Cum putem să explicăm această scădere mai lentă a brandurilor de lux, ba chiar o urcare, da, în clasamente? O definez ca și o urcare, pentru că e foarte simplu. Cei care se ocupă sau care sunt preocupați de brand de lux nu au resimțit așa de tare criza actuală ca ceilalți care au avut de pus în balanță plățile către bănci, mâncarea, chiriile și mai deci aici. Deci bogații au rămas bogați, practic? Bogații au devenit mai bogați și săraci au devenit mai săraci și automat targetul celor brandurilor medii și low s-a micșorat, mă rog, a crescut, dar s-a micșorat ca și posibilități, iar celorlalți au rămas la fel, ba dimpotrivă au crescut. Pentru că dacă ne uităm averile celor mai bogați, nu știu, 100 de oameni din lume, au crescut de nu știu câte ori în această perioadă când toți ceilalți săraci sunt într-o veselie. Din nefericire, separarea asta se face pe toate aspectele, adică de la clasa bogată, clasa săracă, oameni educați, oameni subeducați. Deci ruptura asta, distanța între ele crește și exact pătura aia de mijloc care e mobilă și care face joncțiunea între cele două e pe cale de dispariție. Asta înseamnă că se va putea ajunge la o criză majoră, nu numai financiară, ci și socială, ceea ce se simte, mai ales în țările cumva ambigue, așa cum e România. În țările mari încă mai sunt pârghii de unificare forțată, sistemele funcționează și așa, sistemele astea, ok, nu mai sunt oamenii care să circule, dar sistemul le ține împreună. În timp ce la noi, când totul e răsfirat și fiecare își face sistemul lui, lucrurile stau rău și merg spre mai rău, dar nu din pesimism, ci pur și simplu din auto-organizarea socială. Mecanismele oamenilor săraci scad în posibilități, în timp ce mecanismele oamenilor bogați vor găsi pârghiile ca să crească și mai mult. Putem totuși să rămânem optimiști și să ne gândim că are o legătură scăderea consumului și cu implicarea oamenilor în protejarea naturii, a planetei, da? Și că încearcă să nu mai cumpere atât de mult sau poate că economisesc și își cumpără un singur produs în loc de 10, unul mai scump, mai de brand? Nu cred că cei care ar trebui să economisească își vor putea cumpăra un produs de brand. Sunt convins că își vor cumpăra mai puține, că se vor gândi mai bine la ceea ce cumpără, că acest consumerism care până la urmă devenise cumva haotic e comparabil cu cel din anii 80, după aia cam o dată la 20 de ani, anii 2000, anii 2020, o dată la 20 de ani au niște vârfuri de-astea de consumerism aberant aproape. Într-adevăr, au apărut mult și funcționează politicile de sustenabilitate, funcționează politicile de utilizare a garderobei pe care o ai într-un alt stil, de a fi chiar mândru de a-ți arăta că, uite, asta l-am purtat și acum 2 ani sau în produsele speciale de genul rochilor sau așa, care într-adevăr sunt mari iconuri care se mândesc, Cate Blanchett sau foarte mult inclusiv, nu știu, din familia regală britanică. Sunt foarte mândri să-și asume faptul că rochia asta mai purtat-o și acolo și acolo. Și mai departe, deci, pe ideea asta de unicitate a devenit cumva vulgară. Dar ăsta e un lucru bun. Pe de altă parte, însă, moda, mai ales după anii 2020, a lăsat liber foarte mult sistemul. Nu știu dacă din cauza asta sau din cauza multitudinii de trenduri care funcționează simultan și atunci e foarte greu să le coalizezi din nou în niște pârghi, cum nu știu, vorbești de anii 60, e aproape clar. Anii 70 sunt aproape clari, 80, 90, 2000 și de aici începe disoluția, 2010 și mai mare, 2020 deja e quasi dispersat. Deci practic e un amalgam și se poartă mai multe lucruri. O singură cerință e să-ți găsești un stil și exact cum spuneai și tu în introducere, să găsești un stil și să-l urmărești, astfel încât să fii foarte coerent. E singurul care îți cere, în rest
poți să faci cam ce vrei tu. Și cum facem lucrurile? Ce e foarte interesant e că poți, în momentul ăsta, există informație și la nivel de preț zero. Pe internet, dacă știi să cauți, găsești. Există încă site-uri de cumpărare online foarte accesibile. Bine, sunt și unele care au luat o razna. Există second-hand-uri extrem de viabile și trebuie doar să știi să cauți, să se ia răbdarea să cauți. Eu am testat asta, inclusiv în show-urile mele de stilism, dar și pentru parteneri, pentru prieteni, pentru clienți și cu rezultate extraordinare, pentru că acolo e un amalgam. Din acel amalgam, dacă tu poți să culegi și după aceea sigur că da, aduci la curățătorie chimică, acum curățătorie a ajuns foarte performante, deci nu mai riști nimic bacteriologic. Asta aviz celor care încă au reticențe. Da, nu, sunt o dată că sunt testate, a doua că sunt ele la rândul lor trecute printr-un filtru biologic, dar după aceea, bineînțeles, te duci frumos, îl dai, cât te costă foarte puțin. Deci trebuie doar să vrei. Unul care vrei, există informația. Îți coagulezi informația pe mediul tău de reacție, pentru că fiecare are un mediu în care poți să te manifesti mai mult sau mai puțin, mai exotic sau mai puțin exotic, mai excentric sau mai puțin excentric, mai conservator sau nu. Și atunci îți cuplezi pe ținută, pe aliură și iarăși aici consumerismul, din fericire. Eu testez pe pielea mea, în momentul ăsta se poate să consumi foarte puțin sau ok, fără să ai niciun fel de problemă. Adică noi consumăm efectiv din anti-gurmeu francez. Gurmeu francez care, până la urmă, e o emblemă pentru, nu numai pentru faptul că e haute couture-ul zonei gastronomice, dar a dovedit înțelegerea fundamentală a naturii umane în raport cu gustul. Și anume, tu nu poți să, în orice mâncare, nu poți să reacționezi sau să percepi decât 5 în bucături. Poate mari meseria 7 în bucături. Și atât. Tot restul este garbage, este mâncare oarecare, că mai bagi încă 2 cartofi sau mai bagi încă nu știu ce de leuștean, e cam aceeași chestie. Deci acele 5 în bucături care într-adevăr îți definesc alegerea ta gastronomică sunt cele care contează. Tot restul poți să-ți gestionezi astfel încât să fie foarte ok. Și în momentul în care tu ești foarte ok cu întregul lanț al lifestyle-ului tău, și anume cu greutatea, și aici avem problema tipelor solide care erau prezentate în show-uri și care era o întreagă discuție că uite și femeile solide sunt frumoase. Ei bine, nici măcar mai trebuie să vorbim despre frumusețe acolo. Vorbim despre totul altceva. Șansele ca o femeie la 40 de kilograme să moară de inaniție sunt mai mici decât o femeie la 80 de kilograme să moară de atac cerebral, atac de cord, distrugere ale vaselor de sânge și mai departe. Deci acolo mai vorbim despre frumusețe. Vorbim despre sănătos și nesănătos. Punem accent prost doar pe anorexie, care este o bagă teribilă, dar deja a fost depășită de depresie, de chestiuni mai grave sau deja a fost asimilată față de această bulimie, această chestiune de greutate, care nu mai contează că ești frumos sau nu, dar contează că garantat nu ești sănătos. Eu când văd un personaj de, nu știu, eu am avut 100 și de kilograme, acum am văzut pe 90 și un pic, mi-am dat seama că nu există nimeni peste o superponderabilitate care să fie sănătos. Și atunci estetica cumva intră în plan secund. Deci să-ți faci mediul de referință, propriul tău corp și ceea ce vrei să transmiți celorlalți. Pentru că moda e o chestie foarte simplă, în sine este un limbaj. Transmiți. Când mă uit la tine, îmi transmiți ceva prin faptul că ai ales o rochie mov, că ai ales o rochie cu volum, că ai ales bine, tu ai acum iarăși într-o zonă conservatoare, să spunem, fiind o prezentatoare de știri. În momentul ăsta. Noi ne știm și în mediile mult mai relaxate și artistice. Ce vrei să transmiți? Vrei să transmiți că sunt o femeie așa elegantă. Așa ne căutăm stilul, practic, da? Da, sunt cele trei chestiuni. Trebuie să ne întrebăm, mediul de referință, cum suntem fizic, pentru că cele mai mari bombe, indiferent de brand, sunt raportul corpului cu tine, cu veșmântul. Deci corpul, mediul de referință și ceea ce vei să transmiți. Deci moda este un limbaj și cea mai important element al modei este proporția. Deci în momentul în care înțelegi că aceste două chestii sunt foarte simple și sunt baza fundamentală a chestiei, vei înțelege toată ecuația modei. Trebuie doar după aceea să faci extrem de mici adaptări. Și cu asta, cu bani puțin, cu informare gratis și cu atenție pe acești trei parametri, oricine poate să fie foarte coerent cu sine, să aibă un mesaj foarte clar și să-și transmită celorlalți exact cine ești, cine vrea să fii. Indiferent de cine ești, cine ai vrea să fii, care sunt cele 5 piese care n-ar trebui să lipsească niciunei femei din garderobă? Eu cred că, în primul și în primul rând, smoking.
Smoking-ul este, după părerea mea, piesa fundamentală și pentru bărbați și pentru femei. De ce? Pentru că poți să-l porți de la un blug și îi dă o notă de petrecere de country party până la un pantalon cu accente laterale care sunt cu vipușcă, care te duce spre topul zero. La fel, o rochie neagră e fundamental, un jeans care se potrivește, un sistem de lingerie care se potrivește ție și mediul de referință și după aceea, sigur că da, sunt variații. Sunt trenciuri care sunt fundamentale, cămășile masculine sunt interesante, mai ales acum că se poartă costumele masculine foarte puternic. Fiecare femeie trebuie să aibă un pantalon pană, după părerea mea, o fustă conică și un, vreo două, trei tipologii de rochii. O rochie foarte relaxată, care să denote frumoasă pe vacanță, această laptirob noir fundamentală care poți să o folosești peste tot și o rochie mai conservatoare, asta în funcție de mediul de referință. Astea ca bază. Cum a evoluat felul în care românii se îmbracă în ultimii ani? Depinde. Dacă vorbim la nivel creativ, a evoluat bine. Eu tot explorez chestia asta prin toate. Deja am ajuns la Soare de la Mod și foarte bine la 32-a ediție. Gala Van Premier avem anual și am ajuns la ediția 2023. Fashion Moments, vreo 20 de ediții. Deci, din punct de vedere creativ, îi știu toate show-urile de diplomă, festivalul de la Cluj, festivalul de la Iași. Creativ stăm foarte bine. Cumva suntem în ritm. Dar pe stradă? Dar moda pe stradă de pe stradă? Este dezastru. Putem să spunem că stăm binișor la locurile în care ne pregătim pentru ele, și anume, nu știu, Gala Viva, Gala El, premierele de cinema, premierele de teatru, ceremoniile de premiere, gen Gopo, TIFF și așa mai departe. Acolo cumva stăm bine, pentru că e o interacțiune între persoanele publice cu mesaj către ceilalți și designeri care au ce să le transmită, sau o preocupare a persoanelor publice mai mare prin fel de fel de stiliști sau așa mai departe. Aici stăm bine. În schimb, pe stradă este dezastros. Este dezastros pentru că lumea, în primul rând, că nu are un sens să se îmbrace. Putem vorbi cel mult de un exotism al tinerilor, putem vorbi de o excentricitate, mai ales zona festivalurilor, dar 80%, să spunem, dintre oameni se îmbracă teribil de prost, după părerea mea, pentru că sunt dezinteresați, pentru că nu au un sens în a transmite nimănui niciun fel de mesaj, pentru că munca pentru ei este doar o rutină, pentru că viața în sine e o rutină și asta nu face decât să mă întristeze foarte tare, pentru că dacă n-ai o pasiune, n-ai niște ținte, n-ai niște oameni de interacție, viața nu prea are sens. Cu siguranță este un subiect care merită dezbătut mai pe larg. Alin Gălățescu, îți mulțumesc pentru prezență și cu siguranță ne vom întâlni să mai vorbim despre asta.